Cumpără sunt și NFC25 de pe Yosemite folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Azi facem un videoclip de Ultimate Team. Pentru că mi-aș cerut acolo foarte mult să fac și cu Ultimate Team, dar și cu cariere. Cu carieră am început deja, aveți videoclip acolo pe canal, primul episod. Iar de Ultimate Team începem astăzi. Ultimate Team va fi destul de simplu. La început o să ne acomodăm cu echipa, o să ne acomodăm cu jocul. Bine, eu deja m-am acomodat. O să facem echipa, construim echipa, deschidem pachete cât să ne pice jucători foarte buni. Și după aia începem să jucăm la Division. De la Division trecem la Weekend League și acolo la Weekend League o să fie foarte, foarte greu, dar eu zic că o să reușim să facem ceva, mai ales că videoclipurile principale, dacă o să reușesc, dar zic că reușesc, o să fie din Weekend League, adică cele mai interesante chestii. Da, acolo să poți să câștigi foarte multe chestii, premiile sunt foarte bune. Așa că dacă vreți să vedeți videoclipuri cu Ultimate Team, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să vă susținerea voastră la această serie, putem să o numim serie, și acolo destul de multe like-uri ca să aranjez și noi algoritmul acela. Și haideți să începem. E bine, echipa noastră arată destul de ok. Am upgradat-o ce puțin față de acel videoclip, nu știu dacă v-ați uitat, când am jucat pe Web App, dar echipa arată destul de ok. L-avem în departe arată pe Madueke. Linia defensivă este foarte bună, ba chiar l-am aici pe bancă de rezervă pe Tomori, care vreau să îl integrez în echipă, dar momentan nu prea pot, pentru că nu are chimie, dar vreau să mă schimb pe Seria A și Premier League. Cam astea două ligi o să vreau să le folosesc. Videoclipul de azi o să jucăm la squad battle, să facem toate asisturi, toate golurile, pentru că da, încă nu le-am făcut. Și o să deschidem pachete foarte interesante, precum două jump-uri, rare perspect, ceva de genul, și rare mega pack-uri probabil. Așa că rămâneți până la final să deschidem. Și desigur am zis eu că vreau să schimbăm primul 11 clar la croat, deși este un fundaj destul de bun, o să vreau să intre aici Tomori în locul lui. Dar momentan v-am spus nu prinde primul 11 din cauza că nu avem chimie, dar eu zic că dacă transferăm un left mid din Seria A, eu zic că o să ne ajute foarte mult acolo. Desigur și un atacant în locul lui Jackson, pentru că nu este așa de bun, credeți-mă, chiar nu este și e destul de nașpa, dar asta este. Desigur că am putea să cheltuim și niște bani, dar momentan eu zic să nu ne băgăm. Evoluțiile, am aici evoluția pe Gomez, nu știu dacă o știți, este o evoluție foarte, foarte bună. Prima mi se pare că este aceasta Power Surge, iar a doua mi se pare că se combină cu, cred că aceasta, Sprint Supreme sau poate Sprint Supreme, dar cred că și Club Member, nu știu, am impresia că Club Member este, pentru că este acea poziție de right back, cred că asta este. Și o să ducă pe Gomez la un 84 dacă mă înșel overall și o să arate foarte, foarte bine pentru noi. Mai ales că îi dă link și lui Tomori. Nu ezitați acolo să scrieți în comentarii ce părere aveți de echipa mea, ce ar trebui să fac sau schimb, desigur. Dar vă las acolo în comentarii să discutăm despre orice subiect. Am aici totuși un pachet, o să deschid așa la vrăjeală aici la început, până să ne băgăm la meciuri. Un 75 plus rare goal spec, două goal player spec. Azi vedem dacă e ceva, nu este nimic. Este Camu și brazilian, opa, este Malcolm, ok, interesant, interesant. Să știți că intră bine Malcolm, pentru că mă gândeam să dea pe Neymar pe stânga. Și ar intra perfect, e chiar perfect, echipa, țara, liga, e perfect. Ba chiar la SBC-uri știm că este aici Marcus Thuram și mă gândeam să-l fac, pentru că Marcus Thuram arată chiar destul de bine, deja am început ceva să fac aici. Însă nu mi-ajung jucătorii decât am văzut. Trebuie să-l bag clar pe acesta, pe Casemiro, pe McAllister, care e prin primul 11 și nu prea îmi convine multe față, dar poate din ce ne pică din acele pachete pe care le deschidem mai târziu, poate o să-l facem, pentru că mi se pare un atacant foarte, foarte bun. Iar Saint Maximin arată foarte, foarte bine aici, însă e cam scump. 87, nici pe care nu avem un singur jucător de 87 la noi în echipă. Da, mult, mult prea scump. Garcia ar fi și el o idee foarte bună, dar Bundesliga nu prea avem link acolo. Însă Danjuma arăta bine, pentru că mă gândeam la început să mă bag pe la Liga, totuși el este destul de scump. Un 85 overall squad este destul de greu. Iar la squad battles aici trebuie să jucăm toate meciurile noastre. Desigur că o să joc pe beginner, pentru că trebuie să fac golurile și asisturile. Și asta sper să-mi aducă un rank. Hai să zicem, dacă reușesc un gold 1, eu zic că e bine gold 1 sau poate elite 3, dar nu cred că am o șansă, dar totuși eu o să încerc. Așa că haideți să ne băgăm la meciuri să vedem ce reușim să facem acolo. Așa că începe primul meci, haideți să vedem ce reușim să facem aici la echipă. O să fie o dată mai repede doar cu golurile, deci pregătiți-vă pentru că urmează foarte, foarte multe goluri.
E bine, și după 2-3 meciuri cât am jucat, eu am reușit să facem 250 de goluri și am reușit să obținem un Jumbo Rare Player Pack. Foarte, foarte bun pachetul. De la goluri nu prea mai avem nici pachet așa de bun, deci presupun că o să ne axăm pe asisturi, pentru că la asisturi mai avem două obiective foarte bune aici. 300 de asisturi și 400 de asisturi. Foarte, foarte multe. Dar totuși, haide să colectăm acest Jumbo Rare Player Pack. Și acum, haide să trecem înapoi la treabă. E bine, și după multe meciuri, reușim până la urmă să facem 400 de asisturi. Mi-a luat chiar foarte, foarte mult. Doar pentru două pachete, dar astea sunt pachete foarte, foarte bune de care chiar avem nevoie. Și acum haide să mergem să deschidem pachetele. Cele mai importante pachete pe care le putem lua în momentul de față, pachete chiar foarte, foarte bune. Avem aici un pachet mai slăbuț, premium gold player spec. Hai să începem pică și se pare că... Oh, este walkout! Hai să vedem! CB... Ok, German, Bundesliga, Sule, este Sule de la Borussia Dortmund. Oh, este Tach? Cred că este Tach. Da, este Tach de 86, ok, interesant, interesant. Și în spate, Sabitzer, Fofana, însă, da, cam atât. Însă este bine pentru că ne ajută să facem acel SBC cu Thuram. Iar acum, haideți să vedem ce deschidem. Presupun că o să deschidem un Jumbo și după aia deschidem un Rare Mega. Și apoi ultimul păstrăm încă un Jumbo. Hai să vedem. Primul Jumbo, să vedem ce pică. Este walkout? Este femeie și nu este walkout. Bă. Ok, ok. Și se pare că este... Hai să vedem. Haide. Chelsea. Charles? Parcă? Să zic? Cred că? Oh, nu, e Bright. Ok, ok. 85. E bine acolo. Bine primit. Dar în spate poate să pice ceva foarte bun. Avem Alex Garcia. Însă nu prea văd jucători foarte, foarte buni. Da, cam deloc. Deloc, efectiv, deloc. Și acum cu Rare Mega Pack. Hai să vedem. Haide, cea bun, cea bun. Haide, walkout. Walkout, walkout. Bine acolo. Haide, CB. Franța. Ok, e femeie. Cine? Chiar nu știu cine. De la Lyon. Endler? Endler? Ceva de genul? Ah, Renard. Hai că am ghicit-o dacă e. Ok, Renard. Da, ok, ok. Bine, 88. Foarte bine. Și în spate, hai să vedem. Cole Palmer, bine acolo, Cole Palmer, asta zic. Dar în afară de Cole Palmer, Akanji este și el destul de bun aici. Însă nu este cine știe ce. Mai ales că deja avem un fundaj destul de bun. Upamecano, Talisca, dar nu este cine știe. Ten Hag, ok, ok. Engine cu Glovi, ok. Și în rest, da, trash-uri. Azi vedem ce pică și din ăsta și se pare că pică, haide, ok, și pică Orban, dar o să-l, hai să-l luăm pe The Vry. E bine, și acum din ultimul Jumbo Rare Player Spec, haide, ceva bun, ceva bun, haide, walkout, vreau walkout. Și nu te cred, nu te cred că nu este walkout, ok, este Palacios, da, Palacios de la Leverkusen, da, ok, ia uite-l, ăla este, da, ok, Palacios de 84 și în spate, haide să vedem ce pică, pică Vlahovic, Gavi, Dalot, foarte bun acolo. Pau Torres, însă cam atât. Timber, mai e și el bun, Grave merge ok, singă cu această femeie, dar în afară de ei doi și câțiva jucători pe aici care sunt ok, nimic bun, să fiu sincer, chiar nimic bun. Iar acum cu jucătorii pe care am obținut, haideți să vedem ce SBC putem să facem, mai ales că s-a schimbat ziua aici, putem să facem un nou SBC dacă a apărut, dar nu cred că a apărut un nou SBC interesant. E bine, dar n-a apărut cine știe ce, așa că hai să mergem să-l facem pe Thuram. E trebuie o echipă de 84, ar trebui să avem. O să încerc eu să-i scot pe acești jucători care sunt tradable și o să băgăm aici pe Renard. Oricum deja băgăm foarte, foarte mult, dar o să încerc să mai scoatem după aceea. Dar momentan haide să-i băgăm pe aceștia. Băgăm pe Kibri, nu vreau să folosim femei că nu prea avem link-uri. Băgăm pe Sabitzer, Alex Garcia, Palacios. Și acum haide să vedem, hai să mai scoatem. Hai să vedem, o punem pe această femeie. Hai să vedem, 85, ne-am dus departe. Hai să scoatem pe Renard prima oară. E aici mare overall acolo și eu zic că dacă o scoatem, o să avem un 84 clar. Și o punem pe aceasta în locul ei. Ok, destul de bine, 84. Eu zic mai putem, să încercăm să scoatem și pe Tach cu un Bowen, 83, ok, hai să vedem dacă reușim să scoatem pe Tach cu un 83, ok, reușim cu un 83 și cred că asta este tot ce putem să facem. Nu dăm chiar așa de mult, deși Mkhitaryan, nu, e ok, ok, haide să îi dăm așa, și o să facem rost de noul nostru jucător, haide, vreau să-l văd cum intră, Marcus Thuram, haide, animația, wow, ce animații interesante, wow, striker, Franța, Serie A, haide. Ia uite-l cum intră. Ce animație frumoasă, păcat cu
logo-ul lor, sau nu logo, emblema lor, dar arată chiar foarte bine. Din păcate nu-mi vine, pentru că e 85, dar e ok, ok. E bine, și acum dați-mi voie să construim noua noastră echipă, pentru că trebuie să o modificăm și poate cine știe mai cumpărăm și un jucător. Ei bine, și am făcut niște modificări la echipă, arată chiar foarte bine, doar că încă n-am cumpărat, pentru că am niște idei. Vreau să luăm pe Vicario, pe Loftus Cheek și să-l băgăm la evoluție interesantă și pe Nerej aici pe stânga ca să facă chimie și în atac am o surpriză. Vreau să transferăm pe această variantă a lui Moiskin, chiar arată foarte, foarte bine cardul, foarte multe playstyle-uri interesante aici, Chip Shot, Power Shot, Rapid, Trivela, efectiv chiar arată destul de bine acest card. Și ba chiar poate să crească, deci de ce nu? Dar o să ne coste, chiar o să ne coste destul de mult, de asta am scos câțiva jucători. Și o să mă bag să vând câțiva jucători de la noi în echipă ca să pot să cumpăr acești jucători. E bine, și am pus aici câțiva jucători să se vândă, sperăm că o să se vândă. Până atunci o să transferăm noi ce putem să transferăm. Însă poate McAllister ăsta se vinde, Molina cine știe, Jackson, să vedem aici cam ce se vinde la cura asta, poate cine știe și el. E bine, și am transferat aici la echipă, chiar arată foarte, foarte bine, dar ne mai trebuie un jucător și am făcut rost de bani să avut acolo McAllister. Sau pare în chin, nu e chiar atât de scump cum credeam eu, l-am văzut și la 15.000, ați mai că putem să luăm totuși la 15.000 și să nu luăm la 18 sau cât am văzut eu. Așa că hai să căutăm pe 15.000 să vedem că îl găsim. Bun, perfect, perfect. Hai să vedem pe ce ne luăm. Hai să luăm pe acesta, pe primul direct și haide, al nostru e, direct în echipă cu el. Ia uite-l. Acolo frumos în echipă și ne mai trebuie un manager din Franța, să sperăm că am eu aici, un francez mai pe scurt. Și acum cu un manager din Franța, echipa noastră stă în 33 chimie și arată chiar foarte, foarte bine. Casemiro un holding, iar Loftus Cheek acolo un box-to-box pentru că poate să facă și faza de atac. Nerej care arată destul de bine acolo, Palmer care, să fiu sincer, chiar sunt curios să-l testez, Tomori care chiar foarte, foarte bun. Și abia aștept acest duo să văd cum va străluci. Așa că haide să jucăm un match la divizie. Bun, și începe aici primul nostru match de divizie, acum înșel, da. Ok, mamă, Haaland, what? Ok, echipă bună, chiar foarte bună. Asta dacă reușim să o batem cu noi noștri transferați până la urmă. Bun, ocazie bună pentru noi. Ocazie bună pentru noi. Moiskin, însă, da, nu reușim acolo, totuși aproape. Bine aici, câte că aproape a fost acolo să ne luăm gol, dar bine acolo Tomori, nu o ocazie foarte bună pentru ei, și reușim acolo să ne apărăm, bine acolo Moiskin, se duce Moiskin, însă nu reușim, totuși Turam, bine acolo și Turam, nu reușește, însă cât de aproape, bine aici la Tomori, vine aici pe Moiskin, însă iese Ederson foarte bine, are portar foarte bun, bine aici. Continuă foarte bine, Turam, la Moiskin șutează, însă apropo portarul, vă câte faze avem. Nu, ce a scăpat aici, cine e? E Malen, ok, a scăpat odată, nu l-a mai prins. Nu, și aici a scăpat Haaland șutează, însă nu reușește să marcheze, totuși Vicari aici se încurcă. Haide, la Moiskin, nu reușim, bine acolo, șutează, și nu pot să cred, da, Ederson. Asta acum ADM-i, dacă va reuși ceva, nu pot să cred că m-a urcat. Nu, cum a ieșit acolo, bă? Nu a reușit acolo Vicario să iasă, incredibil. Vine aici, aia zic Moiskin, haide, du-te, nu te ajunge. Haide, nu pot să cred, bă, cât de lent acolo, cât de lent Moiskin, bă. Cred că trebuie să băgăm un pace. Nu, what? Cum a scăpat Haaland cu mingea? Nu pot să-mi dau seama. Cum a scăpat Haaland cu mingea, bă? Da, și ne luăm mare bătaie aici în divizie. Ce drept suntem în divizia 5-a și n-am jucat niciun meci de divizie. Asta a fost primul meci efectiv. Ne-am calat bătaie. E bine, per total echipa chiar arată destul ok, dar trebuie eu să mă obișnuiesc cu ea, clar. Pentru că, na, încă nu m-am obișnuit cu Moiskin, Turam și tunile transfer, mai ales că Casemiro aici nu prea-mi place, dar, na, nu prea avem pe ce să punem pentru că nu mai facem chimie. Însă dacă aveți, bă, idei de transferuri la echipă, pe ce să facem, poate evoluții, cine știe, nu uitați acolo să scrieți în secțiunea de comentarii. Echipa, eu zic că am conturat destul de bine, chiar dacă am pierdut meciul acela. Din pachete nu ne-a dat ce știe ce, dar e destul ok, așa că cam ăsta a fost videoclipul de azi. Dacă vă plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați la canalul nostru deja și să activați clopoțelul pentru a primi notificări. Am fost Unreal Byte, pa, 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 pa.